Merge canalul. S-a reparat treaba. S-a stricat ieri YouTube-ul. YouTube-ul, Gmail, ori căzut la pământ, domnule. N-au putut elevii să facă școală. Un pic cum ies de pe canal, un pic trece timpul și se strică toate. În intervalul ăla de timp se strică. Nu pot să fiu. Nu pot să fiu 24 din 24 pe YouTube. Asta știți și voi. Dar măcar în alea 10 minute dimineața, de pe la 10, 10 și ceva de luni până vineri, aici ne vedem. Fără nicio hibă, fără nicio stricătură. Bună dimineața, mulțumesc de abonare, mulțumesc că dați share-uri la aceste videouri. Multă lume zice, bă, nu știam că ai canal de YouTube, dar un prieten de-a meu o share-uit la un prieten de-a lui și uite așa se află, uite așa se află. Merge? Merge, merge. Bună dimineața, mulțumesc de abonare. Clopoțelul a sunat, vestea bună eu v-am dat. Cu cafeaua în față, că tot e dimineață, nu fiți atenți, ce ceașcă de cafea, cât capul meu. O ceașcă extraordinară, pirogravată. buymeacoffee.com/nicubendea, da? Acolo puteți să-mi luați câte o cafea, așa cum au făcut în dimineața asta Cătălin și generalul Steraru, să trăiți. Mulțumesc de cafea pe buymeacoffee.com. Bună! Te pierzi în ea pe cuvânt. Afară, în afară e lemnul, înăuntru e buturuga. Cine mi-a putut face cadou această cană frumoasă? Evident, cineva care se ocupă cu pirogravura. Domnul Dan Negruț, ați auzit bine, domnul Dan Negruț din Târnăveni, actualmente în Gileu. Nu Dan Negru, ăla care strigă, care urlă, revelion. Dan Negruț tace și face. Ceva rustic, ceva frumos. Pe vremea lui Ceaușescu, toți aveam câte o buturugă de asta în casă, mai știți, aveam și păhăruțe de țuică în scoarță. Nu vedea nimeni niciodată cât e nivelul de pălincă acolo. O să pun link-ul de Facebook al domnului Negruț și dacă aveți nostalgii și dorințe, puteți să comandați la prețuri optime. buymeacoffee.com/nicumedia. Mulțumesc frumos, domnul Dan Negruț. Sănătate multă, pas alergător, că e și profesor de 3 discipline, educație fizică și sport. Coleg de-a meu, Doamne ajută și Doamne ajută-vă. E pierzi în cafeaua asta, cum s-au pierdut ăștia ieri la negocieri. Președintele Iohannis i-a convocat la consultații de la ora 11, sau consultări, că tăta au fost. Liberalii au ținut-o tot cu câțu, înainte, înapoi, tot câțu. A fost și Ludovic Orban acolo. Vede omul că e jocul pe el, deși a fost certat de Iohannis că a pierdut alegerile, acum e jocul pe el. Ea oricum n-are altă meserie. Ține cu dinții de șefia Camerei Deputaților, deși a zis că pentru el a te crampona într-o funcție politică e nasol. Bun, după aia au venit prima dată au venit PSD-iști, ăștia au stat un sfert de oră, i-au luat microbuzul și au plecat. Ăștia zgrăbiți peste tot un sfert de oră, au propus guvern de Uniune Națională. Cum se faci, mă, guvern de Uniune Națională? Pun și ăștia bețe în roate. Știu că nu se poate întâmpla așa ceva. Că situația e de așa natură, trebuie guvern de... Așa ar fi ideal, așa ar fi frumos. Dar la noi în țară nu se poate așa ceva. A venit UDMR-ul, domnul Kelemen Tumor, a fost și el acolo, a spus că și-ar dori un guvern care să aibă un premier semi-tehnocrat, semi-independent, semi-șemi. Semi-boy, semi-boy. Și după aia, la scenă deschisă, USR-ul e cu Barna la Camera Deputaților și cu Cioloș, de la Plus, cu Cioloș premier. Asta, aia e partitura lor. În fine, partidul cel mai colorat, cel mai sclipitor, cel mai strălucitor, a venit și aurul la consultări. O splendoare să-i vezi cu doamna Șoșoacă, pe George Simion, tot mai crispat, tot mai serios, tot mai... I-a recitat o poezie, a recitat o poezie din Goga. Așa își făcea și tribunul Vadim, dar măcar el ar fi citat adân Ion Barbu. Ion Barbu e mai greu, domnul Simion. Mai trece de la Goga, de la sămănătorism, de la... Da? Mai... Din ce ați dedus? Adâncul acestei calme creste, tăiată prin, intrată prin oglindă, prin mântuita zur, tăind pe necarea cilezilor argreste, din jocurile apei, un joc secund, mai pur nadir latent, poetul ridică însumarea de harfe. Și da, poate pe 21 decembrie, când mai aveți convorbiri și consultări cu domnul Iohannis, să învățați o altă poezie, nu tot Goga. Goga e la nivelul ăsta, de a 5-a, 6-a. Oltu și alte poezii. Sau să veniți cu Gândăcelul, de Elena Farago. De ce m-ai strâns în pumnul tău, Iohannis rău, tu nu știi oare că eu sunt mic și că mă doare? Aur! De ce m-ai strâns în pumnul tău? Au întârziat la negocieri 10 minute. Iohannis săracu s-a uitat la ceas și a zis, dacă nu vin în 15 minute sfertul academic, îi pun absenți.
doamna Șoșoacă. Până la urmă, doamna Șoșoacă a purtat mască, doamne. Bine, sub năsuc. A venit ea cu adeverința că ea nu poate să poarte mască. Ea n-are voie medical să poarte mască. A purtat-o sub borneu. Bravo. Și ăsta e un lucru frumos. Na, și cam atât. Ei au zis că au propunerea lor de premier, de ministru acolo. Dacă va bine, dacă nu, continuă cu circul. I-au dus și o hartă președintelui României. Să-i ducă și niște acuarele să o coloreze. Aur, da. PSD-ul și el, PSD-ul, sapă după aur. Strategii, șefii din PSD s-au întâlnit cu domnul Simion să vedem ce fac, cum fac, ca să poate. Și Turcescu laudă aurul. La tot ce-i sclipitor ne uităm, nu? Asta e, o vedea pe 21 decembrie când se va convoca nou parlament și poate să găsim o alianță care să facă și guvernul. Până atunci, buymeacoffee.com/nicubendea, mai luăm o guriță de cafea din cana, din ceașca, pirogravată, mă, câtă măiestrie să pirogravezi așa ceva, buymeacoffee.com/nicubendea, de la Dan Negru, nu de la Dan Negru! Cafea de la Cătălin și generalul Steralu, să trăim. Da, Suedia, ci că Suedia vrea să renunțe oficial la termenul de mamă și tată. Că acolo sunt cupluri de alea, mătușă cu mătușă, un cu șogor și mai înfiază câte un copil și copilul nostru știe dacă e doi bărbați să le zică la care îi zice mamă, la care îi zice tată. Urât din partea lor, modelul suedez. Vedeți acum că li spune și lor ateiurile, trebuie să-i ajute Europa. Și ei asta au problemă să scoată din Constituție cuvântul mamă și tată. Scoateți, mă, mamă, tată, cuscru, cu mătru, soacra. Să nu scoateți cumva soacra. Soacra să rămâie soacra. Că-i bărbat, că-i femeie, nu contează. Soacra, iai, soacra să rămână soacră. Da, războaie peste tot, sunt războaie. Războaie peste tot. S-au aliat divele, s-au aliniat divele. Adelina Pestrițu, Cristina Ic, Oana Roman, Alina Ceușan și Anda Adam. 5 dive, 5. Război mare începe. Vai de mine ce-o fi. Uitați de Cernobâl, uitați de Hiroshima. Începe războiul divelor. Cele 5 dive, încă o dată, Anda Adam, Cristina I.C.H., Adelina Pestrițu, Oana Roman și Alina Ceușan s-au aliat împotriva, știți, Oanei Zăvoranu. Vă dați seama, puterile axei, războaie, tunuri, tancuri, pac, cursa de înarmare începe. Nu mai suportă pe Oana Zăvoranu, care păstă tot pe unde apare, le critică, le face influențerițe de 2 bani, când colesc influențerițe de vreo 5-6 mii de euro. Deci nu-i corect. Și atunci cele 5 au făcut front comun, începe războiul, pregătiți tabloidele. O să fie un război mare. Acum cu Guvido scoatem la capăt, dacă însă iau astea la păruială, nu știu. Am și golit-o. Bună, bună, cu voi cafeaua merge strună. Da. Nu știm încă părerea Biancăi Drăgușanu, nu știm Daniela Crudu de ce parte a frontului trece, dar va fi o păruială cu scântei. Cu scântei între dive, dar să rămânem optimiști. Să rămânem optimiști, celebrul calendar sau catalog Pantone, știți că în fiecare an se alege culoarea anului următor. A fost fucsia, a fost greenery, a fost acum culoarea anului 2021, îți cam bancul ăla, două culori. O culoare, ultimate gray, care e un fel de gri șobolan, așa, un fel de gri de Opel Astra din 98, adus cu bani puțin de unul din salaj, deci Ultimate Grey, asta e o culoare, și a doua e Illuminating, adică un galben plăcut, un galben solar, un galben de aur, dacă am putea spune. Deci anul viitor vom avea culoarea gri, culoarea anului 2021 va fi gri, că situația e cam gri, sau omenirea a trecut printr-o perioadă gri, și lângă ea imediat vine culoarea așa, un galben călduros, un galben plăcut, un galben de aur. Viitor de aur, țara noastră are. Pentru România, Pantone a spus că va pune și culoarea maro de coaliție. De capul nostru, ce culori! Da, cam până aici a fost intervenția mea de astăzi. Aștept comentariile voastre legate pe subiectele dezbătute. Să sperăm că nu o să cadă YouTube-ul, nici Gmail-ul astăzi, că ne-am mutat cu toții pe Facebook sau pe Twitter, că nu putem să nu comunicăm virtual. N-am înțeles. Domnul Adam iară și intrăm pe Mirc. Țineți voi minte Mircul din anii 2000 și mai devreme? Țineți minte?
Rom Telecom, de așteptam acolo. Aveam internet cu taxă inversă. O zi frumoasă, mulțumesc de urmărire. Ne vedem și mâine de la aceeași oră tot aici. Abonați-vă că nu ratați nimic. Sau ratați dacă nu vă abonați. No, eu v-am spus.